a fost impactul morții? Păi, a fost un șoc. A fost un șoc pentru că tatăl meu avea 62 de ani. Deci nu era o vârstă la care să mor subit. Da? Și când știi că cineva are vreo boală sau... Normal că avea și el niște probleme de sănătate, dar nu știam de ele la modul că e posibil sau... E șocant în momentul în care... Și povestea e impresionantă, de ce maica mea lucra ceva, făcea în grădină. El a venit în grădină și a felicitat-o și i-a spus, băi, ca tine... Nu are nimeni flori sau nu știu ce i-a fi spus. I-a făcut un compliment, el care nu făcea complimente așa. Și după care a venit în camera lui, s-a așezat, mai ațipea și făcând niște integrame, așa l-a găsit mama mea. Din păcate, a fost un șoc. Eu eram în București, îți dai seama, m-a sunat fratele meu și când mi-a spus și mi-a dat vestea, cum să nu fi șocată, traumatizată, că asta este cuvântul, mai ales că poate nu a fi fost relația aia așa, cum, nu știu, cum mai avut eu, că au fost relații tată-fică, ceva foarte apropiat, pentru că, repet, generația nu ne-a permis nouă să fim atât de apropiați, dar eu cred că am semănat foarte mult lui, din foarte multe puncte de vedere și a fost o chestie și o iubire tacită între noi. Nu a fost ceva foarte spus așa, nu spuneam te iubesc sau nu spuneam lucruri de genul ăsta. Era un berbec mai, să zic, nu că mai rece, dar era altfel. Eu un rac sensibil, dar vreau să spun că da, m-a impresionat teribil și asta este soarta, dar știu că el e mândru de mine și că până la urmă, chiar dacă el era dur, asta vreau și să o dau într-o notă foarte mai pozitivă, el nu a știut că eu am intrat în exotic, el știa că sunt la facultate, nu știa că eu cânt, nu știa că m-am dus pe drumul ăsta, nu că de frică, nu eram eu ok că el va fi ok cu treaba asta și că își va dori să afle că eu cânt. În momentul în care el a aflat că eu sunt cântăreață, a aflat de la televizor. Ne uitam la ProTV, era în prime time, era înainte de știri, ne-am așezat pe canapea și deodată apar eu cu trupa cântând Sexy, Sexy, Știu Că Mă Vrei. Deci în momentul ăla a rămas șocat. Ideea este că reacția lui a fost de 100 de puncte. A zis, bă, din totdeauna am fost mândru de tine, din totdeauna am știut că tu poți. Deci nu s-a supărat, deși e culmea că el era un tip mai rigid. El a fost mândru de mine că am făcut un lucru de care el nu știa, dar faptul să apar la televizor când totuși eram dintr-o comună, eram Giulia sau Iuliana, acum sunt eu în buletin, și era, pentru el eram o fată simplă, nu? Chiar dacă pentru vremurile alea, da, făceam lucruri frumoase, eram la o facultate de stat, era mândru de mine din alte puncte de vedere, dar să apar la televizor deodată așa și să afli că fata ta, uite, este vedetă, pentru el a fost o mândrie. Și atunci mi-am schimbat și eu părerea și mi-am dat seama că, uite, lui a trebuit în timp să-i demonstrez anumite lucruri, să-i demonstrez că merit laude sau merit o atenție mai, să zic așa, mai importantă. Și, na, sigur ar fi în continuare mândru de mine. Cât de mult ți-ai fi dorit să-ți spună tatăl tău, te iubesc? Nu știu dacă verbal mi-aș fi dorit lucrul ăsta, pentru că nu am fost obișnuită să mi se spună așa vorbe. Da, este un cuvânt mare. Eu cred că prin... El mi-a spus un te iubesc, prin, mai ales în ultima parte a vieții, prin toată atitudinea lui, prin felul în care se comporta, prin felul în care și îți demonstrez și o să spun, chiar îți dau din casă o chestie foarte impresionantă, ca să zic așa. El a avut la un moment dat un mic accident și în momentul în care a venit salvarea să-l ducă la spital, el a spus un singur lucru. Nu-i spuneți lui Giulia. Deci, pentru mine a fost cea mai... Adică iar mă fac să plâng.
cea mai mișto dovadă. Pentru că pentru el eram atât de importantă, încât singura persoană care nu a vrut să-i spună, am fost eu. Asta e. Atunci ți-ai dat seama că el, într-adevăr, pe tine te iubește cel mai mult. Da. Deci trebuia să mă spun. Și cam atât.